Face freza. Sunt probleme mari, ce știi tu? Hai să trăiți bine, român de pretutindeni, într-o seară liniștită de luni. Avem temperaturi ridicate în termometru. La această oră am putea spune că vara deja a sosit pe tărâm american. Vreau să fac o introducere la acest vlog, care va fi unul din nou pescăresc. În ultima perioadă am fost destul de des plecat pe tărâmuri pe care nu le-am mai explorat până în prezent, sau dacă le-am explorat, am făcut-o cu ceva timp în urmă. Ați văzut că a sosit și bătrânul pescar prin zonă. El locuiește actualmente în Atlanta, dar s-a întors pentru că totuși aici în zonă a avut cele mai reușite evenimente pescărești. Acesta face parte din generația veche de pescari, un tip destul de meticulos, dar care stăpânește destul de bine acest hobby. Nu vreau să vă țin prea mult de vorbă, ci doar să vă spun că și următorul vlog va fi unul legat de domeniul pescuitului, numai că am schimbat liniile. Între timp, bătrânul pescar s-a reîntors la domiciliu. După ce se va termina această serie de filmări, voi reveni cu vloguri de actualitate. Urmează un weekend mai larg, dacă criticii limbii române îmi dau voie să folosesc o astfel de expresie, deoarece pe termen american se sărbătoresc eroi căzuți în teatrele de luptă pe care americanii le-au avut de-a lungul timpului. Așadar, și în acest sfârșit de săptămână mă voi afla undeva, probabil pe la pescuit, dar nu numai, și cu scopul de a petrece câteva zile liniștite. În general, cam aceasta este activitatea mea în timpul liber, ceva prin jurul casei cu întreținerea gazonului sau spațiului verde, dar atunci când am vreme, cu siguranță evadez, pentru că am tot renunțat la multe activități de-a lungul timpului în detrimentul unor obligații de familie, dar a venit timpul să-mi mai văd și de ale mele, deoarece mi-am dat seama că făcând acest lucru, practic, timpul a trecut, dar nu am mai reușit să mă bucur de ele precum o făceam odinioară. Așadar, rămâneți în continuare pe acest canal. Zic eu că urmează încă câteva vloguri interesante. M-aș bucura dacă totuși ați aprecia filmulețele cu un like sau cu un dislike, depinde de părerea fiecăruia. Dacă postez linkul și pe Facebook, vreau să vă spun că cei ce dați like pe această rețea de socializare la postarea mea, o faceți doar din plăcere, nu mă ajută cu absolut nimic, deoarece Facebook-ul nu are legătură cu YouTube-ul. Mi-ar fi mai util să apreciați postarea direct pe canalul meu de YouTube, asta în cazul că aveți un cont de Google, deoarece altfel nu o puteți face. Cred, nu sunt sigur, sper să nu vorbesc prostii, dar așa, ca de încheiere, totuși dați un like sau un dislike vlogurilor pe care le postez sau lăsați un comentariu dacă doriți să mă întrebați o chestie legată de ceea ce se derulează pe parcursul vlogului respectiv. Hai să dăm drumul filmării, deoarece am vorbit, cred eu, prea mult pentru un început de vlog.
L-am lăsat pe bătrânul pescar să caute rezervare pentru această noapte și eu am ieșit să filmez zona în care mă aflu, nori negri în apropiere, dar în cealaltă parte a ieșit soarele. Bătrânul pescar caută de zor cazare pe telefon. Concursul de pescuit continuă, chiar și dacă se lasă seara. Bătrânul pescar este foarte insistent, deocamdată niciun pește. Iată-l pe Ghiță pescarul, cum ambalează barca. Hai să trăiți bine într-o dimineață de duminică! Daniel, and this is George. Mergem și căutăm barcă. Ce vreți să facem? Acolo, spindura aia.